Severinul Estival este o încântare și pentru cei mici. În grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu, atelierul de pictură le-a oferit copilor o după-amiază plină de imaginație. Copiii au pictat vase de lut și au ales singur culorile și fiecare și-a luat obiectul acasă. Atelierul de pictură din cadrul Severinului Estival este o încântare pentru micuții talentați. Atelierul de pictură este locul unde copiii vin, primesc vasul, își aleg singur culorile și dau lutului un stil propriu. După terminarea lucrării, spre bucuria lor și a părinților, fiecare copil își ia obiectul acasă drept amintire. Ne-am gândit să inaugurăm un pic, nu vara, dar să zic perioada asta de căldură, de zile cu soare, cu un mic eveniment pentru copii în grădina de vară. Noi, cei de la Teatrul Cortina, am venit să îi animăm un pic, după cum vedeți, sunt cu colega mea, cu Mini, și le-am dat câteva sarcini copiilor să picteze un pic, să vedem câtă creativitate au. Noi sperăm să le placă și mai târziu poate o să facem și niște dansuri, niște jocuri, de ce nu, dacă vrea toată lumea. O să vedem cum decurge evenimentul în continuare și sperăm că s-au simțit bine și că o să simtă bine alături de noi. Atelierul de pictură este cea de-a patra ediție. Este o activitate plină de bucurie și culoare. Spuneți-mi despre activitatea de astăzi și cât de încântați sunt cei mici. Cât de încântați sunt ei, nu prea pot să vă spun cât de încântată pot fi eu. Glumesc, bineînțeles. Sunt foarte încântați, mulți dintre ei știu din anii trecuți, ei au mai crescut acum, dar ce să mai lungesc? Este în Severinul Estival, este un atelier extraordinar și foarte, foarte căutat. Ne bucurăm că el încă se face, suntem la a patra ediție.